V-am prezentat aproape toate modelele de telefoane rezistente. iHunt este campion în România la această categorie. Le-am călcat cu mașina, le-am congelat, le-am bătut cu ciocanul, le-am lovit cu pietre și așa mai departe. Sunt acțiuni pe care vi le-am prezentat, dar nu recomand să le încercați și voi, deoarece oricând pot apărea surprize neplăcute. Cert este că discutăm despre telefoane cu adevărat rezistente și se distinge, este o categorie care se distinge față de restul telefoanelor și nu degeaba poartă această denumire. Haideți să vedem pentru început conținutul cutiei, îl disecăm și apoi observăm și funcționarea sa. Este vorba despre noul iHunt S60 Discovery Plus. Probabil că vă întrebați de ce sunt aceste telefoane rezistente, ce au atât de special. Pentru că sunt îmbrăcate într-un cauciuc gros și solid, foarte solid, îți trebuie un mini flex pentru a ajunge în interiorul lor. Garnituri peste tot și un șasiu metalic, chiar nu mi-a fost deloc ușor să-l desfac, dar să spunem că i-am aflat secretele. S60 Discovery Plus este super robust, efectiv partea din spate nu prea ai cum să o distrugi în mod normal. Are denumirea de Plus, S60 Discovery Plus, și este un plus deoarece vine cu conectivitate 4G și 3 GB de RAM, NFC, procesor cu 4 nuclee ce este capabil, veți vedea, să ducă inclusiv jocuri precum PUBG Mobile, Asphalt 8 sau Asphalt 9. Rulează un Android 9 Pie și are certificare IP68. Desigur, sunt și alte detalii despre care vom mai discuta pe parcursul acestui clip video. Partea de design este destul de interesantă, telefonul nu este deloc urât dacă îl privim din spate, și clar producătorul s-a inspirat puțin de prin alte părți.
Dacă îl întoarcem și ne uităm la display, vom vedea un telefon, să spun, clasic, margini laterale nu foarte subțiri și un raport între suprafața frontală și display nu chiar de top, dar nu este un telefon făcut pentru așa ceva. Rezistent complet la apă, praf și șocuri, sticlă de tip Gorilla Glass 3. Bine, acum nu spun că sticla nu se va sparge în cazul unui șoc mai puternic, depinde cum va cădea și pe ce suprafață va cădea. Dar, per total, construcția acestui telefon este mai bună, cu mult mai bună față de ceea ce vedem pe un smartphone normal. Este genul de telefon pe care să-l iei oriunde și chiar absolut oriunde. Fie că vrei să faci un grătar, fie că vrei să-ți repari mașina, îndrumețiile montane, dacă lucrezi în construcții sau dacă ai de-a face cu diverse substanțe și scenariile pot continua. Practic îl poți cumpăra ca un telefon secundar și să-l folosești în situațiile în care ți-e milă să scoți din buzunar un Android cu design premium, cele cu spate din sticlă sau metal și chiar cele pe care le protejezi cu tot felul de huse și folii. Display-ul acestui telefon este chiar ok. Rezoluția HD Plus este optimă pentru diagonala de 5,5 inch, nu are notch, iar luminozitatea este foarte mare, fără exagerare, vă pot spune că se vede bine inclusiv în exterior. Este un IPS LCD, raport 18:9 și cu protecție Gorilla Glass 3. Este adevărat că mi-ar fi plăcut să nu reflecte atât de mult lumina și să aibă o protecție mai bună contra amprentelor, mă refer strict la display, la partea frontală a telefonului. Apoi întâlnim inclusiv jack audio și suport pentru două cartele SIM, plus posibilitatea de a mări spațiul de stocare. În cazul în care vrei să-l introduci în apă, recomand să verifici ca dopurile de protecție să fie închise etanș. Telefonul rulează un Android 9 Pie foarte puțin modificat, nu am întâlnit extrem de multe opțiuni de customizare. Nu dispune de senzori de amprente, dar camera secundară suportă tehnologia Face ID. În meniu, pe lângă toate aplicațiile Google necesare unui telefon mobil cu Android, am găsit și un folder separat. În interior sunt aplicațiile utile unui smartphone ce face parte din această categorie. iHunt S60 Discovery Plus are inclusiv GPS, NFC, barometru, compas electronic, dar și giroscop. Procesorul este un MediaTek cu 4 nuclee și este ajutat de 3 GB de RAM. Nu este un telefon construit pentru viteza de procesare, dar rulează ok prin meniu și am fost oarecum surprins să văd că duce inclusiv jocuri precum PUBG Mobile. Automat asta înseamnă că suportă aproape orice joc, în cazul în care vreți să faceți o pauză de la muncă și să vă jucați. În partea din spate observăm două camere principale, există inclusiv un senzor Sony IMX134. Meniul camerei nu a fost lăsat la întâmplare, sunt destul de multe opțiuni, filmează până la rezoluție Full HD Plus și există inclusiv un mod Pro. Acumulatorul are o capacitate de 4400 mAh și în testul dedicat a reușit să reziste peste 7 ore. Se putea și mai bine, nu contest asta, dar cu o utilizare normală, cred că rezistă o zi întreagă și noaptea îl putem pune la încărcat. Nu uitați că este un telefon mobil ce face parte dintr-o categorie anume, nu trebuie să-l comparăm, să-l analizăm sau să-l punem lângă un telefon clasic, un telefon normal cu Android, cel pe care îl folosim noi de zi cu zi. Este un telefon rezistent și trebuie privit fix așa. Ca de fiecare dată, las link către ofertă în descrierea clipului.